Asociația Județeană de Fotbal și-a desemnat laureații anului 2017. Așa cum era de așteptat, titulatura de cel mai bun club de fotbal li s-a atribuit celor de la Metalul Buzău, în urma unui parcurs de excepție anul trecut în Liga a IV-a, urmat de o evoluție lăudabilă la nivelul celui de-al treilea eșalon valoric. Cel mai bun club de futsal al anului 2017 este Viitorul 2010, vicecampion național Under-19, în timp ce titlul de cel mai bun club de fotbal feminin le-a revenit celor de la Onyx Râmnicu Sărat. La nivel de copii și juniori, titlul le-a revenit la egalitate echipelor LPS Buzău și CSM Râmnicu Sărat. Orice instituție își premiază laureații, așa am făcut și noi. Cea mai bună echipă a județului Buzău, de departe, APC Metalul Buzău, pentru părinți care l-a avut și în Liga 4, dar și în Liga 3. Cea mai bună echipă de futsal, Viitorul 2010 Buzău, care este vicecampioana națională la jucătorii sub 19 ani. Cea mai bună echipă de fotbal feminin, CS Onyx Râmnicu Sărat, care a reușit performanța de a promova în Liga a doua și este pe locul 3, a terminat turul pe locul 3 în Liga a doua. Cel mai bun club de copii și juniori, de fapt sunt două, LPS Buzău și CSM Râmnicu Sărat, au performanțe egale și am decis să dăm acest titlu pentru amândouă cluburile. Au fost premiate și performanțele individuale, Alin Iacob, jucătorul Metalului, fiind desemnat cel mai bun fotbalist buzoian în 2017. Distinția acordată celui mai bun antrenor merge tot către Metalul, la Valistan, la fel ca și trofeul pentru cel mai bun portar, acordat lui Costel Toader. Cel mai bun antrenor, Stan Valentin, de la APC Metalul Buzău. Cel mai bun jucătorul anului, Iacob Alin, de la APC Metalul Buzău. Tot Metalul Buzău va lua și portarul anului, este vorba de Toader Costel. Aici am ținut foarte mult și partea nesportivă după ce iese din teren. Vestiarul Metalului îl ține acest tânăr, Toader Costel, și orice performanță o ai și dacă ești unit și dacă există unitate. Cel mai bun arbitru al județului a fost desemnat Laurențiu Constantin, în timp ce Ion Moise a fost ales cel mai bun observator.